Haideți să lămurim acest aspect. Aceste speculații care au apărut pe internet. Nona. Da. Scurt și la obiect. De câteva săptămâni circulă în mediul online diverse capturi, diverse discuții, poze cu tine din intimitate. Da. Și se speculează, mă rog, ești acuzată de fostul soț, cum că ai practicat relații sexuale contra cost. Da, știu. Și nu numai. Ok. Nona. Da. Ai întreținut relații sexuale contra cost cu diferiți da, bărbați? Da, orice femeie. Contra cost. Nu, doamna Andreea. Bun. Eu nu am starea pe care o ai tu. Vă înțeleg. Zâmbetul tău nu o să te ajute în această discuție. Doamna Andreea. Abține-te din astfel de jigniri. Te rog. Nu orice femeie face asta. Te întreb, ai făcut asta? Nu. Ei recunoscut, Bianca, că ai făcut asta? Bianca, să spun orice, oricum noi suntem în, într-un război oarecare. Noi avem certuri între noi, așa că se poate spune orice. Și de la niște simple certuri poate să vină cu astfel de acuzație? Păi în stare de orice, așa cum și eu sunt stare de orice. Deci pentru niște simple discuții pe care le-ați avut între voi, ea vine cu această... Doamna Andreea, nu au fost simple discuții. Ea ți-a dat niște bani, ea te-a ajutat cu niște lucruri, v-ați certat și de aici să vină cu astfel de afirmație? Tot ce posibil. Bianca, ți-a recunoscut Nona că a făcut asta? Nona mi-a povestit foarte multe din trecutul ei, foarte multe, dar și m-a mințit. M-a mințit. Putea cu minte și acum fostul ei soț în anumite aspecte, așa m-a mințit și Nona pe mine în anumite aspecte. Pentru mine, un om care a mințit cu orice e în stare să mintă mai mult. Deci faptul că ea mi-a povestit, nu mi-a povestit, pentru mine nu este o informație, o dovadă reală. Și eu, ca și femeie, niciodată, Patrick, și zic ție, n-aș fi pornit discuția în direcția asta. Cât de mult aș respecta-o sau nu eu pe Nona, ca și femeie. Atât. Aici e vorba de cine deschide subiectul primul? Așa Patrick se aștepta de două săptămâni, dar de mai mult. Cred că din momentul în care el a primit direct acele informații de la fostul soț, de atunci se aștepta să se discute pe tema asta. Și nu s-a discutat. De atunci, că de mult se puteau aduce aceste acuzații Nonei. Nu s-a făcut asta. Nimeni nu a făcut asta. Sunt niște acuzații da. Foarte, foarte grave. Și nimeni nu le-a adus. Foarte grave, dar circulă, s-a amenințată și așa mai departe. Cu ce ești vorba? Amenințată? Cu ce? Dar vrei să aduc telefonul și să vezi cu ce ești amenințată? Tu zici de concurenții din casă nu, s-a amenințată afară. De afară de oameni foarte grav. Dar eu cred că acum, Nona, nu e cazul să ei, victimizezi. Nu. Eu cred că e cazul să fii cu capul sus. Dacă tu crezi că ești curată, păi atunci ești curată. Corect. Nu trebuie să-ți pese de nimeni. Atât. Și aia e, și nu veniți, să nu plângi, să nu faci din aia. Dar mă vezi cumva că plâng? Păi, nu. Acum zici că ești amenințată și chestii din astea. Tu, că orice femeie ai dat-o rău de tot, adică cum poți să spui dar că orice femeie s-a vindepărat? Dar nu a înțeles întrebarea fetelor. Nu, ba, dar a înțeles în mod direct dacă da, i s-a spus asta. Nu a zis nici da, nici nu. Înțeles-o. Nu puteți să spuneți nu, că știe despre ce e vorba și întrebarea a fost foarte clară. Păi, da, stați un pic. Când te căsătorești cu un om. Când te căsătorești cu un om în viață, nu te uiți ce face, cu ce se întrețin și așa mai departe. Întrebarea a fost altceva. Păi, dar și merge vorba. Păi nu a fost o metaforă. Omul cu care ești într-o căsnicie și una e să practici cea mai veche meserie pe bani. Asta tu vorbești. Dar eu îți ziceam acum care e diferența. Nu poți să bagi toate femeile într-o oală cu femeile de genul. Asta tu vorbești. Ce înseamnă asta? Știe foarte bine, doamna Andreea. Asta înseamnă că o acuz pe ea. Nu, doamne ferește. Nona, tu n-ai vrea tu să fii hoțul acuzat? Hoțul strigă hoțul. Doar. Mamă. Vai. Tu ești nebun?
Las-o așa, non, acum ai. Eu o las așa, dar lasă mai bine să tacă. Dar ea nu, dar a de ce să despre ce merge vorba? Mamă, tu pui una cu alta, ai n-are... Nu te compari vreodată cu mine. Dar n-am pentru ce să mă compari. Nu te compari vreodată cu mine. N-am cu ce să mă compar, că până la vârsta mea mai ai. Tu se duce, îmi fac... Nu ne comparăm, Nona. Nona, în acest moment vorbim despre tine. Știu. Și vii și o acuzi pe ea? Păi las, nu pună... Păi nu, cu orice aș zice, nu e un atac asupra ei. Nona, tu treci prin această situație de câteva săptămâni deja și mergi normal. Stau în stres foarte mult. Și am văzut asta, am văzut cu toții. Bun. Și știi prin ce ai trecut. Și știi ce înseamnă să te acuze cineva de așa ceva. Treci prin asta și vii astăzi și o acuzi pe ea. De același lucru. Știu de ce știu de ce vorbesc, doamna Andreea. Știu. Păi atunci foarte bine, și tu cu dovezi, da. Păi, dar promit că vă aduc. Dacă ai dovezi, dar promit că vă aduc. Păi dacă tu te simți prost în situația asta, de ce? Păi dar nu trebuie să pașiți așa, suntem sfinți, nu sunteți. Dar eu n-am zis. Nu sunteți niciuna. Păi dar lăsați-o, vă rog frumos, cu judecare. Serios, stai liniștită, draga mea. De ce ai acuzat-o pe Patricia că a adus ea discuțiile astea? Pentru că ea, eu am screenshot-uri unde ea a trimis mai multe videouri la altă lume, mai are un profil în telefonul ei care se dă Andreea, nu știu cum acolo, cumnatul meu a vorbit cu dânsa la telefon. Eu acum, în momentul ăsta, vă rog frumos, mi-aduceți telefonul. Nu știu, poate ai a doilea telefon. N-am niciun al doilea telefon. Dar a vorbit și a spus că e Patricia. A încercat să înregistreze conversația, dar nu s-aude. Conversația dintre cine și cine? Cumnatul meu cu tine. Că se dă pe site, într-un fel că intrați pe pagina asta, vă trimitem informații despre Nona și așa mai departe. Cumnatul meu a început să ia legătura cu mai multe persoane și a zis că... Poftim? Iar cumnatul tău, intră la normal, mine de hate de pe live, ură alta... Hate? Cumnatul tău, păi telefonul. El a comentat. Ce a baghera, comentat? Baghera, ce a comentat? Acum, cu feți care vomită, într-una, într-una, până nu l-am blocat. Bine, om credincios. Măi, în săptămâna sfântă. La... Bă, eu te-aș ruga ca tu nu vorbești nici tu de religie, pentru că nu ești în competență. Tu să zici cine ar trebui să țină cont de religie și cine nu. Nona, tu mai ales cu atât mai mult. Tu, nu spui tu, cine competență aibă greșa Domnului și așa mai departe. Despre cine te crezi tu? Nona, tu vezi că tu te neci și încerci să tragi tu, nu ești în competență să zici care e creștin și care nu e creștin. Fiecare are credința lui în sine. Nona, tu ești... Da, eu îs. Ai deviat de la subiect un pic. Ce? Cum o cheamă pe verișoara mea? Eu pot să-ți arăt. Te rog frumos. Nona. Da, doamna Andreea. Fiecare fată care va deschide acest subiect și va intra într-un dialog cu tine va fi acuzată de același lucru. Nu. Ți-ai luat acest niciodată în viață n-aș putea să zic de Cristina, de exemplu. Știi mine cum îți permiți să spui? Fără nicio dovadă. De rest, da, sau cum? Păi, da, de rest. Nu iese fum fără acel aspect, dar în rest vei putea de fiecare. Nu știu, ce aici ține de Patricia. O zic că săpăm groapa, săpăm. Săp groapa cui? Tu, femeie, deci eu puteam să aduc chestiile astea în emisiune de prima dată când noi două ne-am certat, da? De ce crezi că nu a adus discuțiile în emisiune de când... Pentru că nu s-a fost permis. Pentru că nu era dovezi. De dinainte de săptămâna mare. Îs pe data de 18, doamna Andreea. Când voi v-ați certat, nu-i atunci. Nu-i doar soțul ei i-a scris... Când le-a primit Patrick, a primit și Patricia. Și ce are? Păi știa, ce și are? Toată lumea știa, Mihaela. Păi, erau video-urile astea și așa mai departe, erau careva poză și atât. Dar da, poze din astea, la practic, staff, adică la nimeni. Poze din astea, nu eu fost la staff din primele zile când le-au primit, așa că eu n-am arătat la nimeni. În emisiune. Că nu mă interesează. Ne-a cerut voie, Patricia, să vorbească cu el. Nici măcar nu... Și-a asumat ea asta. Să zică, lasă că vreau să vorbesc, să aflu. Chiar dacă era supărată pe tine și chiar dacă voi vă certați aici, ea putea să vorbească liniștită. Ea ne-a cerut nouă voie. Dacă poate să vorbească. S-a ajuns aici. Este deja o altă poveste.
acord. Dar nu e cu siguranță vreun concurent vinovat că a ieșit asta aici. Este vinovat fostul tău soț care trebuie dat în judecată. El. Niciunul de aici de chestia asta. Nu are nimica. El a scos, el a trimis primul, el a trimis la pagini, la nebunii, la concurenți, lui Patrick. Eu știu chestia asta, pentru că el la prezent are o iubită moldoveancă și fata aia traduce emisiunea într-un fel. Pentru că noi nu am vorbit de numele lui niciodată în emisiune, niciodată nu s-a spus numele lui, măcar primul. Fata aia îi povestește, nu știu ce prostii. Nu se se pare puțin ciudat că tu pe el încă nu o vezi vinovat? Adică tot zici că fata aia face ceva. Eu îl consider pe dânsul vinovat. Dacă el încearcă să-și ceară scuze de asta, nu se oprește aici. Sunt prea mari acuzațiile care nu trece așa, pur și simplu, cu vedere. Ele să rămână pe veci în internet. Pentru că eu cu dânsul din 2018. Ar trebui mai multe persoane de acolo să le acuzi, nu de aici. Păi tu, lasă, tu vii și tragi pe toți la numării. De ce ar trebui că să vorbesc asta? Eu, că el dau pe dânsul în judecată aici și așa mai departe? Păi că da, el nu face parte din emisiunea asta, fată. Nu vorbi.